Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune Prezent în Educație. Vrem să aducem în atenția dumneavoastră în această seară ziua de 3 martie. Este Ziua Internațională a Vieții Sălbatice, Ziua Internațională a Naturii Sălbatice, zi care ne aduce aminte de faptul că natura este casa noastră și că avem o singură planetă pe care putem trăi și aceasta este Pământul. Atâta timp cât ne dorim să ducem o viață sănătoasă, o viață plină de voioșie, pentru că primăvara aduce și zâmbetul pe buze, este de dorit să învățăm să ne protejăm mediul în care trăim, nu numai pentru ziua de astăzi, ci mai ales pentru generațiile viitoare. În spiritul acestor evenimente există și un simpozion național cu participare internațională organizat de Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae împreună cu Grădinița Toți Sfinții din municipiul Râmnicu-Vâlcea, simpozion național cu participare internațională la care au participat cadre didactice din întreaga țară, dar și din Europa, cale pe care mulțumim Asociației Dacia din Atena, o asociație care a fost alături de lucrările simpozionului de la prima ediție, acum noi fiind deja la a opta ediție. Organizatorii simpozionului au selectat pentru dumneavoastră cele mai interesante lucrări și relevante, deoarece numărul participanților este foarte mare. De asemenea, ne încântă cu talentul și mai ales cu dăruirea și pasiunea lor copiii corului ortodox al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Nicolae. Vă urăm vizionare plăcută asupra lucrărilor acestui simpozion. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cântăm cu o sână.
Noi și facem Da? totul. Sigur, sigur. Chiar voiam să întreb, este gratuit acest program? Da, interesant, pentru că. Da. Google Educațional este gratuit, este singura formă. Deci are Google Meet-ul, dar are foarte multe alte aplicații conexe pe Google Meet. Și pentru copii sunt câteva extraordinare, de exemplu, Mentimeter-ul, care funcționează foarte bine cu Google Meet-ul și se poate face activități foarte bune. Se pot integra filme direct din YouTube descărcate, se pot integra materiale lucrate și mai are Meet un mare avantaj în comparație cu Zoom-ul. În Meet se pot face camere, pot fi formate grupuri mai mici și să lucreze copiii separat, nu cu toată clasa. Sunt foarte frumoase aplicațiile, deci chiar merită să vă jucați cu aplicația. Da, interesant. Ce mi se pare, am înțeles, de exemplu, uite, băiatul meu aici în Grecia face pe Google Meet lecțiile, însă cu camerele închise, pentru că nu permite aplicația cu camerele deschise și toți copiii fac cu camerele închise și de asta am ales Zoom-ul. Doamna previzor, Nu cred. este 15, este ora 15, începem? Din punctul meu de vedere, da. Începem Da, bună ziua. registrarea, ca să știm. Și Bună primim pe ziua! toate. Poftim? Succes! Mulțumim! Bună ziua și bine ați venit la cea de-a 8-a ediție a simpozionului Sănătatea mediului, sănătatea noastră, proiect național cu participare internațională. Suntem la cea de-a 8-a ediție și mă bucur să avem în mijlocul nostru pe prietena noastră din Grecia, Daniela Popescu, care este partenerul nostru din 2016. Văd că ni s-a alăturat și doamna profesor din Republica Moldova, Tatiana Lucianov. Trebuia să vină și doamna Cazimira Panova din Bulgaria, dar din motive tehnice ale nu poate participa, dar ne salută și ne urează mult succes. Pentru început, o să dau cuvântul doamnei Georgiana Ancuța, doamna inspector de la Educație Timpurie, care și dânsa este în mijlocul nostru și ne bucurăm. Mulțumesc pentru cuvântul acordat. Vă urez o primăvară cu mult soare în suflet, încă de la începutul discursului meu. Mă bucur și apreciez în numele Inspectoratului Școlar Județean Vâlsa inițiativa școlii organizatoare, și anume Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae, de a susține această activitate din cadrul simpoziului Sănătatea Mediului, Sănătatea Noastră. Evident, este o activitate de conștientizare a faptului că existența omului într-un mediu sănătos reprezintă, de fapt, premisa unei vieți sănătoase. Așa cum știm cu toții, mediul în care trăim și muncim cunoaște transformări majore din cauza intervenției necontrolate a omului asupra naturii și a mediului înconjurător. Din acest motiv, este necesar să le oferim copiilor, încă de la cele mai mici vârste, posibilitatea de a cunoaște frumusețile și beneficiile pe care natura ni le oferă, de a se bucura de ele și de a le forma o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător. Scopul principal, așa cum se cunoaște, al educației ecologice, este acela de a oferi fiecărui preșcolar posibilitatea de a manifesta o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, în așa fel încât orice copil poate deveni prieten al naturii cu condiția să o respecte. Comportamentul ecologic se formează în primul rând, așa cum știm cu toții, prin puterea exemplului și apoi prin puterea cuvântului. Preșcolarii sunt foarte receptivi la ce li se arată și ce li se pune în legătură cu mediul,
ei dorind dată să se implice activ, atât cât le permit puterile lor în protejarea mediului. Așa cum bine știți, activitățile de educație ecologică se desfășoară în grădiniță, atât în cadrul activităților obligatorii, cât și în cadrul activităților opționale, existând astfel suficiente oportunități de formare a comportamentelor ecologice. Așadar, formarea acestor comportamente dezirabile în privința protecției mediului înconjurător reprezintă o prioritate pentru educația timpurie, pentru că este cunoscut faptul că încă de la această vârstă se pun bazele formării personalității umane. Nu vreau să îndelung discuția, dar vreau să vă mulțumesc pentru invitație, să vă apreciez pentru eforturile susținute pe care le faceți an de an și să vă transmit că întotdeauna Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea sprijină inițiativele dumneavoastră, dar și ale tuturor școlilor din județul nostru, pentru că toate aceste inițiative conduc la creșterea calității actului educațional. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o primăvară cu multe împliniri, cu o primăvară colorată, o primăvară cu speranță. Numai bine vă doresc și urez... Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Acestui simpozium. Mulțumesc și eu! Mulțumim și dăm cuvântul preotului director Nicolae Proteasa de la Seminarul Teologic. Am înțeles că părintele Nisa... Nu este? Mergem mai departe. Și acum îi dăm cuvântul invitei noastre speciale, Popescu Iuliana Daniela din Grecia. Daniela, scuze! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur foarte mult că suntem Asociația Interculturală Română-Elenă Dacia din Atena. Este partener în toate aceste proiecte pe care le desfășurați. Mă bucur că vă văd, mă bucur să salut persoanele dragi mie și mă bucur să o revăd și pe Cristina Croitoru, care a fost colega mea la pedagogic. Uite, astfel de... Bună, Dana! Bună! Astfel de evenimente ne aduc împreună și cum să vă spun, ne aduc împreună atunci când nici nu măcar nu îți imaginezi că ne-am putea reîntâlni și mă bucur foarte mult. Pot să vă spun că noi suntem Asociația Dacia împreună cu doamna Ruxandra Boncan, care este, cred eu, sufletul tot acestor acțiuni. Și vreau să vă spun că suntem parteneri în proiect din anul 2016 și am participat la toate edițiile. Sănătatea mediului, sănătatea noastră, cu siguranță este o temă actuală, o temă importantă. Astfel, așa am intrat și noi în proiect și ne bucurăm că încercăm să protejăm pe cât putem mediul, pentru că, așa cum spune și titlul proiectului, atâta timp cât protejăm mediul, ne protejăm și pe noi, sănătatea noastră ne protejăm. Este foarte important să învățăm preșcolarii, școlarii, eu pot să vorbesc din prisma și a preșcolarilor și a școlarilor, așa cum a spus și doamna Georgiana. Să știți că de multe ori preșcolarii sau școlarii ne mai și învață pe noi adulții. Deci de multe ori am învățat anumite lucruri de la ei. Cred că sunt conștiincioși, se simt bine în mediul lor, în mediul extern, în primul rând în natură, și cu siguranță vor dori să o și protejeze. Împreună, prin activitățile pe care le desfășurăm, cu siguranță preșcolarii noștri vor învăța mult mai multe. Mă bucur că împreună cu doamna Ruxandra Boncan am participat și la alte proiecte pe care le avem împreună. Proiecte care au dus la... ne-au transmis manuale, cărți de limba română în limba română Bibliotecii Asociației Dacia.
am ajutat sau confecționat mărțișoare care s-au comercializat în scopul ajutării pe, copiilor defavorizați și foarte multe proiecte și mă bucur că menținem această legătură permanentă și vă invit cu drag ca următorul simpozion să-l realizăm la Atena, de ce nu? Mulțumim pentru invitație! Mare drag, vă așteptăm! Sperăm că va trece această pandemie mai repede și să ne putem revedea și fizic, să putem organiza tot felul de activități copii și mai ales și în aer liber, bineînțeles. Eu cam atât aș vrea să avut de spus, las și pe celelalte doamne că sunt sigură că au ce să spună. Vă urez tuturor o primăvară frumoasă, sănătoasă, așa cum a spus și doamna Georgiana, cu multă, multă speranță și cu mult culoare, bineînțeles. Bună ziua și bine v-am găsit! Vreau să vă amintesc că înainte de a da startul activităților simpozionului, de a trece așa prin la prezentările lucrărilor, fi înregistrată și difuzată pe postul de televiziune BTV și pe YouTube. Cine nu este de acord să se vadă, poate să închidă camera. Dăm cuvântul preotului părinte Nicolae Proteasa, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Nicolae, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor și bun venit tuturor la această frumoasă manifestare pe care am moștenit-o noi de la comunitașii noștri, Părintele Ștefan Țară, Părintele Director, și manifestare care a venit împreună cu doamna educatoare Boncan. Manifestare care ne bucură sufletul și care este în spiritul tradiției și credinței creștine ortodoxe, iar faptul că doamna s-a mutat la noi și a adus această manifestare la care noi am participat de foarte mult timp, cu mult timp înainte de ediția de astăzi, ne bucură foarte mult. Biserica noastră creștin-ortodoxă mărturisește întotdeauna că omul este creația lui Dumnezeu și are o datorie mare înaintea lui Dumnezeu de a păstra această creație în condiții foarte bune, de a lăsa și generațiilor viitoare această moștenire, cel puțin la fel cum am primit-o, dacă nu mai frumoasă și mai bine îngrijită. Felicităm pe toți cei care au organizat, pe doamna Montan și pe doamna Mihaela și toate doamnele care au participat din comitetul acesta de organizare. Felicităm inspectoratul școlar și transmitem și binecuvântarea înalt preasfințitului care s-a bucurat întotdeauna, înalt preasfințit Varsanufie, care s-a bucurat întotdeauna de toate manifestările pe care, cele frumoase pe care grădinița pe care o avem ca structura seminarului teologic le organizează și le duce la bun sfârșit spre bucuria copiilor și a dascălilor din seminar și din școală, și din grădiniță, dar și din tot Vâlcea și toți cei care participă și din țară și din străinătate. Apreciem la maximum această inițiativă a doamnelor de la grădiniță și vă asigurăm de tot sprijinul nostru de aici înainte și de acum și de aici înainte pentru astfel de acțiuni. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Mă iertați că mi s-a închis telefonul, venisem de la o ședință și am străduit să ajung, sunt în curtea grădiniței, să știți, se vede curtea grădiniței aici. Am venit aici ca să găsesc un loc mai liniștit. Vă mulțumesc tuturor și felicitări pentru osteneală. Mulțumim, Părinte Director. Dăm cuvântul doamnei inspector general Mihaela Andreanu, care am observat că ni s-a alăturat. Da, bună ziua. Scuze pentru întârziere și eu am fost puțin ocupată, dar am încercat să fiu punctuală, n-am prea reușit. Nu mi-a ieșit nici de data asta, dar
vă rog să-mi acceptați scuzele. Aș vrea și eu să vă felicit pentru inițierea acestui proiect, proiect care eu sper că ne va transforma din persoane indiferente față de problemele mediului în cetățeni activi și informați, care să se implice în găsirea celor mai bune soluții la problemele locale și globale de mediu. Cred că nerespectarea echilibrului ecologic duce la dezastre naturale inevitabile și s-a văzut asta în ultimii ani prin numărul foarte mare de dezastre ecologice. Pandemia din ultimul an a atenuat numărul acestor dezastre ca efect al faptului că natura a fost în sfârșit lăsată puțin să respire, ceea ce cred că conduce la ideea că până la urmă noi oamenii suntem cei care avem responsabilitatea clară de a avea grijă de echilibru ecologic pentru noi și mai ales pentru copiii noștri. Și de aceea cred că noi, în calitate de formatori, în special dumneavoastră, educatoarele, suntem responsabili pentru ceea ce sădim în sufletul copiilor, dragostea față de natură, pentru că, nu-i așa, natura înseamnă viață și sănătate, așa cum frumos ați spus dumneavoastră în titlul acestui proiect. Vreau încă o dată să vă felicit pentru inițiativă. Sunteți minunate, mă uit la dumneavoastră și știu că vă bucurați pentru faptul că în sfârșit ați revenit în mijlocul copiilor. Vă și invidiez puțin pentru faptul că apropierea dintre dumneavoastră și copiii pe care îi educați este altfel la grădiniță față de școală. Am fost la câteva grădinițe și am simțit din plin căldura copiilor. Încă o dată felicitări pentru inițiativă și succes în expunerile de astăzi. Mulțumim! Și acum dăm startul activităților simpozionului Prărilor științifice ale cadrelor didactice de la noi din țară și din străinătate. Dăm cuvântul doamnei profesor Lukianov Tatiana din raionul Ștefan Vodă, instituția publică Gimnaz Caterina Marcoș, Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și deci vreau la început să încerc să partajez ecranul ca să-mi prezint lucrările mele. Așa se vede? Spuneți-mi, vă rog, se vede? Da. Așa, vă mulțumesc foarte mult. Deci, la început spun că sunt nespus de bucuroasă că am așa ocazia ca să fiu prezentă la acest simpozion, cu atât mai mult că problema ecologică ne deranjează și pe noi, Moldova. Eu, fiind ca profesoară de educație tehnologică, acord o mare importanță și chiar și în cadrul orelor de educație tehnologică, la fel facem diferite seminare, mese rotunde, ateliere practice. Chiar recent am avut de obținut așa un proiect și am plantat 210 de tuie, ceea ce ne bucură foarte mult. Și deci niște urne am căpătat pentru separarea deșeurilor și aceasta este foarte important pentru noi. Deci trec mai departe la tema noastră. Tema mea este prelucrarea artistică a hârtiei, cartonului și utilizarea diverselor materiale reciclabile la orele de educație tehnologică. Deci sunt, voi prezenta lucrări, produse elaborate de elevi la ora de educație tehnologică. Încă o dată mă prezintă, sunt Tatiana Lucianu, profesoară de educație tehnologică, cu toate că de-abia 2 ani lucrez pe profesie și acum fac studii de recalificare la universitate pentru a căpăta diploma de profesor de educație tehnologică. Dar oricum am scris și eu de acum, sunt profesoară de educație tehnologică.
Deci, la început vă prezint pe scurt că aceasta este instituția noastră, locașul nostru. Avem 214 copii, suntem cu cadru didactice, 22 de cadre didactice. De acum vedeți că vârsta noastră tot nu chiar este tânără, dar oricum facem treabă. Aici noi vedem elevii, facem careul solemn, ultimul sunet de absolvenții gimnaziului, așa noi facem, că ne place, în bănci. Aici este o imagine cu micuții când vin la 1 septembrie, la noi se face așa careul solemn. Și mai vedem o imagine unde sunt elevii în costume naționale. Aceasta semnează că noi prețuim și noi valorile naționale. Folclorul iubim și suntem români și ne place muzica și dansul. Așa, și deci trecem în continuare. Un motto a lucrării mele l-am luat așa, mi-a plăcut foarte mult, fă rai din ce ai, găsește frumusețea naturii în păsări, anotimpuri și plante. Bucură-te de splendoarea și unicitatea lor, e paradisul transpus pe pământ. Deci la început vreau să vă prezint lucrările noastre care sunt făcute din turbușoare de ziar. Și aici vreau să spun că nu, chiar și turbușoarele nu sunt făcute așa de calitativ, să spunem. Pur și simplu așa, sunt făcute de mână de copil. De aceea, uitați-vă, noi așa rame am făcut și coșuleți. Așa, și ne ducem mai departe. Recent am finisat vazele, care tot sunt efectuate din trubușoare de ziar și care și din hârtie, de la revistă. Oricum, iată, așa am făcut noi niște lucrări și ne place foarte mult să lucrăm cu ziar. Iată, ele sunt așa, eu le-am pus, ca să vedeți, le-am făcut aplicație cu floricele. Iată, aceasta este expoziția totală, anume de aceste confecții. Deci, inimioare, cea la fel, noi am utilizat carton și l-am ornamentat cu hârtie creponată și cu floricele. Așa. La fel, aici noi tot am utilizat cartonul de la cutii, de la diferite ambalaje și l-am ornamentat frumos cu floricele și nouă ne place. Noi am pregătit aceste cadouri pentru mamele la 8 martie. Nu știu cum de acum să le distribuim, fiindcă noi am trecut la distanță. Aceste tot sunt lucrări efectuate de acum cu clasa a 6-a. La fel este carton, el este vizibil, noi nu am finisat lucrările, nu am reușit, fiindcă iată imediat am ieșit în carantină. Așa, niște lucrări foarte frumoase cu utilizarea bastonașilor, am confecționat, ne place foarte mult aceste lucrări, fiindcă putem să le facem, să le dăm un accent rustic, florar, ce vrei, ce îți faci, nouă ne place, le se meșteresc ușor și nouă ne plac foarte mult. Iată, asemenea fel, așa, și mai vedem și aici și am reușit chiar și cu tricolorul să facem și un ornament aici național am făcut și tot ne este pe sufletul nostru, ne place. Am mai utilizat așa din hârtie, din simplă hârtie, am făcut cămășui și aceste mări ca felicitări la noi, fetițele am meșterit. Deci, la fel, așa, temă este foarte interesantă, tema nouă ne-a plăcut. Vreau să spun că această ramă pe care se ține felicitarea, așa, este o ramă făcută tot din hârtie, fără clei, fără foarfică, fără nimic. Așa o îndoiem, putem să spunem că este unele elemente de la origami și am făcut asemenea ramă. Și am decorat-o cu floricele și nouă ne-a plăcut foarte mult și celor care noi le-am cadonat la fel.
Așa, deci, după cum dumneavoastră vedeți, foarte mult lucrăm cu felicitările, așa ne place, și plicuri facem, vedeți, la diferite teme, diferite momente și date semnificative care sunt, noi le întâlnim. Așa, aici la fel, cutiuțe, felicitări, cutiuțele sunt pentru ciocolată și un pachetel de ceai și când se dăruiesc este extraordinar și facem o deosebită plăcere și noi când le facem și când le cadonăm copiilor sau părinților apropiațelor dragi. Vă mai prezint niște poșete. Deci aici tot este gândul nostru, a fost să facem, să punem ciocolată. La fel ne plac aceste confecții, foarte mult copii iubesc să facă, fiindcă sunt frumoase și sunt foarte utile și așa. Deci am mai făcut noi utilizarea materialelor textile în combinație cu hârtia. La fel, diferit, iată, vedeți, mea, și batistuțe noi am utilizat și șifonul tot și ne place asemenea lucruri să facem. Tot recent am descoperit asemenea metode cu șifonul și am îmbrăcat aceste balerine. Copiii la început le-au colorat, vreau să spun că sunt lucrările acestea, poate să le facă și la grădiniță, vârsta preșcolară, lor foarte mult le place. Eu am făcut cu nepoții, băieții de acum fac altceva, adică și pe dânsi îi interesează, un Spiderman, eu mă știu ce acolo au ei, dar noi am făcut alta, așa. Am mai făcut diferite căsuțe. La fel este din carton, am făcut terpicei, iată aici și vedem că am făcut un cămin. Aceste lucrări le-am făcut anume pentru Revelion, fiindcă la noi se face așa, Revelionul se împodobește un brad și acolo toți ne adunăm în jurul bradului. Și la noi a fost iarna, mă rog, și noi am împodobit, le-am făcut, adică ele sunt ninse, mă rog, zăpadă în jur și a fost un peisaj, am făcut foarte frumos lângă brad. Acum eu le-am situat aici ca să fie o imagine oarecare și am făcut un peisaj rustic. Așa, aici tot facem niște lucrări așa de suflet, copiii la fel sunt foarte entuziasmați și acesta care e cu borcănașul tot ne place foarte mult. Asemenea lucrare, copiii lucrează cu dragoste. Mă rog, unele lucrări sunt efectuate de elevi mai mici, eu sunt de la clasa a 5-a până la 9-a. De aceea lucrările mai complicate le facem cu clasele mai mari. Așa, mai avem și aici niște confecții din ață, cred că, mă rog, ele sunt și multe instituții, profesorii fac asemenea lucrări. Noi, iată, așa am încercat și am amenajat la fel la Revelion. Am mai avut și multe lucrări în lună, diferite făcute cu jucărele, dar nu le-am mai putut eu poza că erau sus pe perete, de acum le-am pus, dar la fel am utilizat șervețelele, da? Iată, șervețelele le lipim pe asemenea borcănașe care sunt la fiecare acasă, au borcănașe și noi am încercat să facem asemenea lucrări. La fel, niște lucrări foarte interesante le-am făcut, uitați-vă aici, la modulul Arta Covorului. Noi nu avem la îndemână, nu am avut noi speciale instrumente pentru ca să țesem. Sper că pe viitor ne vom face și ca oricum ca să lucrăm asupra unui uzor, de să spunem așa, de covor. Noi am făcut asemenea lucrări, le-am pus în ramă și ne-am mândrit cu dânsele, ne-a spus de mult.
Așa, vreau să spun că lucrând asupra lucrările date, mai mult am lucrat cu clasa a șasea, de aceea ei, cu ei i-am pozat aici și i-am pus, cu atât mai mult că acum suntem într-un proiect cu parteneri de la România, din Francia, în Focșani, și proiectul nostru se numește Pe un Rai din Cear. Și de aceea ei au nimerit aici la noi, fiindcă mai mult și cu ei am lucrat cu elevii. Deci încă o dată vă spun că vin din satul Crocmazra, unul Ștefan Vodă, satul nostru este pe malul Nistrului, suntem, adică avem o istorie foarte veche, din 1595, avem o biserică în localitate și vreau să mai spun că în localitatea noastră avem două monumente unde sunt înmormântați ostașii români. Este legat de evenimentul din 41-45. Aceste monumente au fost deschise în 2016 și iată cam atât am avut eu să spun. Nu știu dacă corespunde așteptărilor care eu trebuie să le prezint. Așa am făcut o lucrare și eu sper că a fost văzute. Și vă mulțumesc pentru atenție. Cam atâta pentru... Mulțumim frumos pentru prezentarea deosebită. Dăm cuvântul în continuare doamnei Brănescu Argentina Laura. Brănescu Argentina Laura. De la școala gimnazială din județul Timiș. Bună ziua, sper că mă auziți, eu v-am avut așa puțin cu întrerupere. Mă bucur să vă văd în sfârșit în mod real, pentru că eu sunt inițiatorul și organizatorul simpozionului de la Școala Săcălați, care tocmai a avut loc vineri. Și chiar dacă dumneavoastră n-ați participat în mod direct, m-am bucurat că am avut printre noi pe lucrări ale doamnei Ruxandra Boncan, a doamnei Balescu Mariana, a doamnei Mihai Mihaela, a doamnei Giurana Ramaria, alături de doamna Angelescu Daniela, Popescu Aura și Borcoș Daniela. Deci vă mulțumesc pentru participare. Îmi cer scuze, dar va mai dura puțin realizarea mapelor. O să vă anunț și o să vi le trimit prin doamna Angelescu, dacă am înțeles eu bine. Vă felicit pentru organizare. Știu ce înseamnă să organizezi un simpozion, fie el și online. Este o muncă titanică. Felicit echipa de simpozion și aș dori să vă prezint lucrarea mea, dacă se poate să mi-o postați dumneavoastră, ok, dacă nu o să fac o prezentare orală. Ea se numește Monumente ale Naturii și Endemisme din România. Imediat. Da. Imediat. Aș începe prin a spune câteva cuvinte. Natura țării noastre cuprinde o multitudine de plante frumoase, rare și de animale. Eu sunt profesor de biologie la Școala Săcălați, județul Timiș, de aceea am ales această temă care se referă la plantele și animalele pe cale de dispariție. Cei care se simt legați de natură și cunosc graiul mut al plantelor știu că fiecare plantă roagă trecătorul să nu le rupă, ci să le ocrotească. Este strigătul tăcut al naturii. Rupte mereu, de-a lungul anilor, foarte multe specii de plante au dispărut, iar altele sunt pe cale de dispariție. Dacă se poate, câteva fotografii, câteva poze, m-am gândit că sunt bine primite, a unor plante poate pe care le cunoașteți sau pe care poate nu le cunoașteți, cu siguranță animalele le știți. Până se derulează, aș vrea să definim cele două noțiuni din titlu, adică monumentele naturii înseamnă plante și animale rare, aflate pe cale de dispariție, iar endemismele sunt plante care trăiesc într-un singur loc din lume. Să știți că avem și așa ceva, avem o plantă și avem animali care trăiesc singur loc din lume la noi în țară, ceea ce ne onorează și trebuie cu atât mai mult să avem grijă de ele. Da, dacă nu, eu nu văd aici, dacă nu se poate, nu e nicio problemă. Merg mai departe cu prezentarea.
Dintre plante, am ales 7 plante și aș începe cu endemismul Garofita Pietrei Craiului. Este o plantă foarte frumoasă, din familia garofitelor. Singurul loc din lume în care crește această, în care mai crește această garofiță este masivul Pietra Craiului de la noi din țară. Probabil că dacă va fi tot așa de ruptă, va dispărea de tot ca specie. Simbolul florilor și al plantelor locale de dispariție la noi este floarea de colț, așa cum știți, pe care cred că o cunoașteți. Să vă duceți la al cincilea slide, este garofița Pietrei Craiului. Dacă se poate. Dianthus calizonus, da, este o foarte frumoasă garofiță. Al șaselea slide este Leontopodium alpinum, adică floarea de colț, care se mai numește albumița sau steluța, și care este o plantă deosebită prin floarea aceasta în formă de stea și petalele păroase și este o plantă care crește la înălțime, deși este micută, este o plantă deosebită, de negustorii de flori de turism și de asemenea se află de pe cale de dispariție. Următoarea plantă pe care toată lumea o știe este magnolia, care poate crește și sub formă de tufă și sub formă de copac. Ceea ce poate nu știți este că, și cu flori de diverse culori, ceea ce poate nu știți este că este o relicvă, adică este o plantă foarte veche, printre primele plante angiosperme, adică cu flori, care au apărut pe pământ. Și are răspândire foarte mare la noi în țară. Următorul este lotusul sau nufărul, care împreună cu drețele, varietatea Nymphaea lotus, varietatea Thermalis, sunt flori tot așa deosebite, cu până la 18 petale, atât floarea cât și frunza sunt natante, adică plutesc pe apă. La noi în țară se întâlnesc îndeosebi în lacul Peția, din stațiunea 1 mai de lângă Oradea, iar la noi în județ se găsește la Mănăstirea Romanești. De asemenea, sunt rare, pentru că au tot fost rupte și comercializate și sunt pe cale de dispariție. Iarăși o floare foarte frumoasă din familia lalelelor este laleaua pestriță, Pritillaria maleagris sau bibilica. Aceasta se întâlnește în masivul Domogled de la Orșova Băile Herculane și de asemenea este într-o arie protejată pentru că este pe cale de dispariție. Observați acele pete foarte frumoase care o deosebesc de celelalte lalele. Avem și orhidee în țara noastră. Singura orhidee este Pacucul Doamnei, Cypripedium calceolus, care este o orhidee care crește în solurile calcaroase din munții Bucegi, Făgăraș. Are o floare deosebită și frumos mirositoare care atrage insectele. De asemenea, o crotită pentru că este rară. Și acum să trecem la animalele. V-am ales câteva, simbolul animalelor pe care de dispariție de la noi din țară este capra neagră, așa cum știți, rupicapra, rupicapra. Aceasta trăiește la înălțimi foarte mari și anume în clădirile foștilor ghețari din masivele Retezat, Parâng, Ghezer, Păpușa, Lotru și Piatra Craiului și Bucegi. Are homocromie, adică se aseamănă cu mediul, ceea ce îi conferă o oarecare siguranță. Trăiește în turme de 30 de capre, conduse până la 30 de capre, conduse de o capră bătrână. Poate nu știți că iarna coboară sub limita pădurii pentru a căuta muguri, lujeri și de aceea uneori cad pradă râșilor. Toamna coboară până în apropierea stânelor părăsite ca să lingă sarea, iar primăvara este sezonul de înmulțire, fată ies. Braconajul și câinii ciobănești au micșorat considerabil numărul lor. Urmează dropia, este o pasăre
de câmpie, care poate să atingă până la 110 cm și 20 de kg. De asemenea, și ea are homocromie, ceea ce o face să fie puțin mai protejată. An de zile nu a mai fost observată la noi în țară. Recent s-a observat că există totuși, s-au reîntors. În iernile grele coboară în sudul câmpiei Bărăganului și chiar trec în Bulgaria, după care primăvara se reîntors. Se întâlnește în ogoarele din Dobrogea, Bărăgan și Clișan. În speranța că acest simpozion v-a deschis inima către bucurie, v-a deschis inima către responsabilitate și grijă față de natură, atât pentru dumneavoastră cât și pentru copiii dumneavoastră, în speranța că noi toți, părinți, îngrijitori de copii, cadre didactice, ne bucurăm să îi îndrumăm spre grija lor față de natură, pentru că natura oferă pe lângă voioșie și veselie, cum spunea Daniela, oferă și foarte multă stare de bine. Oferă grijă pentru noi și oferă o împlinire sufletească. Mulțumim pe această cale organizatorilor acestui simpozion. Lucrările au fost excepționale. Învățăm cu toții în fiecare zi despre natură și natura ne învață în fiecare zi despre ea. Ana Maria Mosor și Daniela Predișor vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună în continuare. La revedere!